Osebită considerație, vă spunem bun venit din nou la programul Începe să trăiești. Suntem la a doua seară de sănătate și poate vă întrebați de unde vine preocuparea noastră pentru acest subiect. Biserica Adventistă de ziua 7 are în subordine aproximativ 700 de spitale și clinici medicale, sanatorii în care se promovează un stil de viață sănătos. Printre cele mai importante instituții ale bisericii se numără Spitalul din Loma Linda, California, precum și Spitalul din Florida, ambele din Statele Unite ale Americii. Clinici specializate în pionierat medical, atât în tratamentul cancerului, cât și al altor boli care lovesc în societatea noastră. Sistemul Adventist de sănătate se remarcă în mod deosebit prin rezultatele excelente în ceea ce privește respectarea unui regim de viață sănătos, și prin descoperirile științifice care au adus în centrul atenției alimentația vegetariană și longevitatea. Ca o paranteză, pot să vă spun că tot ceea ce avem astăzi pe piață, care uh, se pot uh, așeza sub denumirea de fulgi, provin de la medicul adventist pe vremea aceea, Kellogg. Și puteți citi pe fiecare dintre aceste pachete. Kellogg's. De curând, reviste celebre ca National Geographic au prezentat studii profunde care au inclus între populațiile cele mai longevive ale lumii, printre altele și pe adventiștii de ziua șaptea din California. Acest stil de viață a ajuns și pe teritoriul românesc. Sanatorul de la Hergelia, din județul Mureș, este așezat într-o zonă extraordinar de frumoasă, ferite de poluare, pentru ca această oază de liniște și frumos să fie de dorit pentru fiecare dintre noi. Tehnicile moderne și filosofia adventistă de viață au reușit ca, de la deschiderea lui până azi, să trateze foarte mulți români care vin pentru câte o perioadă de 10 zile la tratament, timp în care valorile crescute ale colesterolului scad și multe simptome de boală sunt ameliorate. Pentru că în medicină a preveni este mai ușor decât a trata, Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă Hergelia învață pe oameni că beneficiile mișcării, ale alimentației sănătoase și ale altor practici comune și la dispoziția tuturor pot fi reale ajutoare în lupta cu boala. De asemenea, în acest loc se poate renunța și la fumat prin consiliere de specialitate prin cursuri deosebite și prin procedee care au un mare succes sub supravegherea unui personal calificat. Un alt loc extraordinar despre care vrem să vă vorbim în această seară, pe care vi-l recomandăm, este și Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă de la Podiș, Județul Bacău. Localizat de asemenea într-un mediu natural, vă sunt puse la dispoziție cele mai moderne descoperiri medicale în ceea ce privește profilaxia și tratamentul unor afecțiuni. Condițiile de cazare la cele mai înalte standarde, precum și amabilitatea personalului care lucrează aici, fac din această locație un monument de pace și odihnă. Cele mai importante analize medicale, care la începutul curei pot fi foarte îngrijorătoare, la sfârșitul unei perioade de tratament pot reintra în limitele normale. Tehnici de masaj, relaxare, drumeții, consiliere spirituală, o alimentație vegetariană, vor face ca sănătatea dumneavoastră să fie repusă în drepturi. Nu ezitați când aveți ocazia să vizitați aceste centre de sănătate care oferă românilor o nouă perspectivă asupra vieții. O abordare hotărâtă în a face ceea ce este bine ne este oferită și prin piesa muzicală Sunt hotărât interpretează trioul vocal feminin Nobles, compus din Evelina și Lorena Manea, Ramona Ghioaldă, iar la pian, Anda Moldovan. știați că toți fumătorii, absolut toți fumătorii, au început să fie fumători înrăiți de la o singură țigară? Știați că toți alcoolicii au ajuns să sufere de această boală, care este alcoolismul, de la un singur păhărel? Probabil că mulți dintre noi ați fost confruntați cu această provocare atunci când erați în adolescență sau în tinerețe, cineva v-a întins un pachet de țigări cu o țigară scoasă afară și v-a spus, ia o țigară. Și până a zis, nu mulțumesc. Și următoarea frază a fost, ia că nu o să mori. Dacă a lua o țigară este atât de inofensiv, de ce se introduce moartea ca subiect? E adevărat că putem spune, am o viață, fac ce vreau cu ea. Însă atunci când o mamă a trei copii, moare la vârsta de 50 de ani din cauza infizemului pulmonar. Atunci când un tânăr de 33 de ani, operat la ambele picioare în fața ochilor mei, a primit din fața medicului din gura medicului următoarea veste, dacă mai fumezi mori, și el a adus ca argument următoarea uh, rațiune logică. Am eu un vecin care a fumat până la 80 de ani și n-a pățit nimic. Însă în 3 săptămâni de zile a murit. Nu este important să știm cât de nocive sunt dependențele noastre? Poate că ne gândim, nu sunt dependent, pot să mă las oricând. Ia încearcă și vei vedea. Încearcă să te lași de cafea, spre exemplu. Și vei vedea cum mintea ți se învârte, cum pământul aproape că nu te mai suportă, pentru că tributul este cerut de către organismul nostru. Cafeina, nicotina, alcoolul, sunt droguri despre care ne va vorbi în această seară vorbitorul principal al programului pentru sănătate, doctorul Constantin Dinu. Ne va vorbi despre dependențele organismului uman și efectele lor. Nu uitați că aceste dependențe nu se pot mângâia pe creștet. Un om s-a hotărât să taie coada la câine. Câinele său avea o coadă lungă și stufoasă și s-a gândit să o taie în fiecare zi câte un centimetru, ca să nu-l doară pe bietul câine. Ce părere aveți? Atunci când vrem să scăpăm de o dependență, despre care semenii noștri în materialul ce urmează uh, sunt foarte conștienți, când vrem să scăpăm, trebuie să facem în mod hotărât și trebuie să facem sub îndrumarea unui specialist. Așadar, vă invit să ascultăm câteva păreri ale seminilor noștri despre dependență, despre care sunt cele mai importante uh, dependențele românilor și apoi vom continua programul. Care credeți că sunt cele mai periculoase dependențe pentru om? Păi de droguri, eu știu. Țigări și cafea. Pentru fiecare cred că drogurile, alcoolul, țigările, care sunt cele mai dăunătoare pentru sănătate. Pentru mine dulciurile, dar în momentan nu am nicio problemă. În care fast food? Alcoolul, în primul rând. Am citit un studiu recent că de fapt ar fi mai periculos decât cocaina și heroină. Bineînțeles, drogurile. Care credeți că sunt cele mai periculoase dependențe pentru un om? Oh. Da, tutunul, drogurile, dependențele culinare, fast food-urile. Cred că sunt multe dependențe, la fel de periculoase. Fiecare dependență cred că e periculoasă în felul ei. Sunteți dependentă de ceva care v-ar putea afecta sănătatea? Nu. Dar cum faceți să vă abțineți? Pur și simplu nu-mi plac aceste lucruri. Prefer să fiu eu pentru mine și sănătos. Cred că de mâncare. Faceți ceva în acest sens? Multe medicamente și nu și-au făcut niciun fel de efect. Cred că ciocolata e singurul viciu. De fumat nu fumez, nu mă droghez, nu beau ciocolata, să zicem. Dumneavoastră sunteți dependentă de ceva care știți că vă afectează sănătatea? cred că cafea, ca altceva, nu. Sunt împotriva vicilor. Nu fumez, nu beau decât duminica, de un pahar de vin, nu consum etnobotanice. Țigările. Încerc să mă las. Nu prin orice mijloace, pur și simplu prin ambiție. Încerc să le răresc cât mai mult și sper să le las. Fumam înainte, dar acum nu mai fumesc eu. M-am lăsat cu Dumnezeu, m-am lăsat. Oamenii slabi sunt dependenți. Ați auzit cele mai periculoase dependențe sunt drogurile, țigările, alcoolul, cafeaua, etnobotanicele, dulciurile în general și ciocolata în special, mâncarea de tip fast food. Dar toate acestea sunt periculoase și pentru mine? Bună seara! Suntem la episodul al doilea din trilogia Începe să trăiești sănătos. În prima prelegere am urmărit câteva dintre miracolele organismului omenesc ce se desfășoară zilnic, în tăcere, în fiecare celulă a corpului nostru. Am examinat în detaliu structura extrem de sofisticată a unei simple membrane celulare. Am lansat și o provocare. Se poate ca o asemenea structură atât de ingenioasă să nu fie dovada unei inteligențe superioare? Astăzi vom analiza cauza multiplelor suferințe autoprovocate de proprietarul acestei mașinării biochimice, omul ignorant. Deteriorarea deliberată a organismului omenesc este titlul prelegerii din seara aceasta. Sau, altfel spus, despre obiceiurile rele și dependențele noastre zilnice. Un profesor universitar dorea să învețe pe studenții săi ce este alcoolismul. În scopul acesta a invitat pe studenți într-un bar. Profesorul a distras atenția a trei clienți care se aflau la teșghea, timp în care barmanul cu care profesorul vorbise în prealabil a pus câte o musculiță în fiecare pahar cu vin. Când cei trei și-au întors capul, au văzut că în pahar căzuse, între ghilimele, o musculiță. Primul client a spus chelnerului să-i schimbe paharul cu totul. Al doilea a spus să-i schimbe doar băutura. Al treilea a scos musca din pahar, a băut conținutul și apoi a început să lovească musculița de marginea paharului exclamând Sugativă rea! Scui jos! Scui pe tot! Profesorul în final le-a cerut studenților care au asistat la această scenă să identifice care dintre cei trei este alcoolicul. Vă imaginați că răspunsul a fost ușor. Lăsând gluma la o parte, trebuie să spunem că atunci când vorbim despre alcoolism, vorbim de fapt despre dependența de alcool. Dependența este o formă negativă de comportament învățat, caracterizată fie prin consumul de substanțe toxice care modifică starea psihică, fie prin obiceiuri de viață pe care prin repetare persoana nu și le mai poate controla. Dependența de substanțe toxice este o boală Progresivă, cronică și fatală, caracterizată prin preocuparea privind drogurile legale sau ilegale, pierderea controlului, toleranță sporită și diferite suferințe fizice și psihice. Există câteva reacții și comportamente întâlnite la dependent și la anturajul acestuia. O primă reacție sau o primă atitudine este negarea. Refuzul dependentului de a crede sau a accepta că el are o problemă cu consumul acestora, chiar dacă este pus în fața dovezilor. O altă atitudine este acuzarea. Încercarea dependentului de a-i face responsabil pentru comportamentul său pe ceilalți oameni. Dacă altcineva nu este acuzat, atunci devină sunt locuri, evenimente sau lucruri. O altă treia atitudine este minimalizarea. Încercarea de a face ca problema să pară mai puțin importantă decât este ea în realitate. Și mai există un fenomen, și anume codependența, adică tendința celor din anturajul dependentului de a-l proteja față de consecințele consumului său de droguri, alcool, în cazul uh, despre care vorbeam. De exemplu, familia anunță angajatorul că persoana are gripă, între ghilimele, când în realitate este prea mahmură sau drogată ca să mai meargă la muncă în ziua respectivă. Caracteristicile dependenței. După manualul de psihiatrie DSM-4, de există șapte elemente caracteristice ale dependenței. 1. Toleranța. Aceasta înseamnă că din ce în ce mai mult drog este necesar pentru ca să obții același efect. Organismul omului devine din ce în ce mai tolerant. Vreau mai mult, cu alte cuvinte. 2. Sevrajul. Efectele neplăcute ale abstinenței sunt insomnia, nervozitatea, neliniștea, greața, transpirațiile, tahicardia, tremorul. Cu alte cuvinte, mă simt rău atunci când nu beau. 3. Lipsa de autocontrol. Încercările de a reduce sau chiar abstinența eșuează. Nu pot să mă las. 4. Depășirea măsurii propuse. N-am putut să mă opresc la timp. Am vrut doar mai puțin. 5. Neglijarea unor activități, a unor datorii, a unor relații. Lucruri importante sau interesante, care ofereau plăcere în trecut, astăzi sunt neglijate. Și ce dacă n-am făcut? N-am fost. Ce mâine nu-i zi? 6. Consum mare de timp. Atât pentru menținerea obiceiului, cât și pentru recuperarea efectelor negative, este nevoie de alocarea unui timp semnificativ. N-am timp pentru altele. 7. În final, nesocotirea efectelor negative. Continuarea practicii, în ciuda resimțirii efectelor negative. Știu că îmi face rău, dar nu mă pot lăsa. Așa cum spuneam la început, dependențele pot fi chimice provocate de substanțe utilizate și psihice sau comportamentale. Dependența, mai ales cea psihică, are cele două componente ale oricărui sindrom obsesiv-compulsiv. 1. Obsesia, care subliniază preocuparea mentală dominantă de care cel obsedat nu se poate desprinde. Și 2. Compulsia, care desemnează comportamentul specific pe care persoana respectivă nu și îl poate reprima. Dacă boala aceasta, obsesiv-compulsivă, devine suficient de severă, aceasta poate distruge capacitatea unei persoane de a funcționa normal, acasă, la școală sau la serviciu. Următoarele 10 comportamente obsesiv-compulsive sunt cele mai frecvente. 1. Abuzul sau dependența de substanțe. Când utilizarea unei substanțe devine într-o asemenea măsură parte a vieții, încât fără ea ești plictisit, agitat, anxios sau nu te simți tu însuți, înseamnă că ai o compulsie de a folosi acea substanță. Substanțele chimice care induc dependența sunt alcoolul, nicotina, cofeina, drogurile. Medicamentele opioide, medicamentele sedative sau medicamentele hipnotice, anxiolitice și steroizi anabolizanți. 2. Doi. Al doilea exemplu de sindrom obsesiv-compulsiv. Obsedatul de verificări. Oare n-am uitat lumina aprinsă? Aragazul deschis? Ușa descuiată? A verifica și a răzverifica toate ziua aceste lucruri este semn de comportament compulsiv. 3. Dependența de cumpărături. Neputința de a te opune nevoii de a cumpăra atunci când te afli într-un magazin arată deja un comportament compulsiv. 4. Dependența de jocurile de noroc. Jucătorii compulsivi continuă să joace și după ce au rămas fără bani, împrumutând, vânzând lucruri. 5. Dependența de muncă. O, oh, există și o dependență de muncă. Dacă simți tot timpul nevoia să faci ceva productiv și te agasează ideea de a te recrea, înseamnă că ai o compulsie. Persoana dependentă de muncă este cea a cărei distracție favorită este dimineața zilei de luni. 6. Dependența de relație. Persoana dependentă socială trebuie cu orice preț să fie într-o relație, altfel se simte abandonată. Când relația se termină, Îndrăgostitul compulsiv îl hărțuiește, îl terorizează, îl amenință, îl agresionează chiar pe celălalt. 7. Mitomania sau minciuna patologică. Similar alcoolicului sau jucătorului, mitomanul, cel care minte patologic, pierde controlul minciunilor pe care le spune. În gura mitomanului compulsiv, minciuna vine cu aceeași ușurință ca și adevărul pentru un om normal. De obicei, fără a corela minciunile. Cu ceea ce a spus mai înainte și fără a evalua consecințele. 8. Bulimia sau mâncatul necontrolat. Excesiv, bineînțeles. Bulimicul este cel care nu poate spune nu atunci când vede mâncarea. El se oprește doar atunci când îi se face rău. Multe persoane cu obezitate severă suferă de o asemenea dependență de alimente. 9. Compulsia sexuală. Persoanele care suferă de acest tip de dependență trec dintr-un pat într-altul doar pentru a avea o relație intimă, pentru ei nu contează celălalt, ci doar actul în sine. 10. Atletica nervoza sau dependența de exercițiile fizice. Iată că poți ajunge dependent chiar și de lucruri bune. Ea apare ca o obsesie pentru competiții sau pentru atingerea greutății ideale. Cei afectați practică exercițiile fizice dincolo de limitele stabilite de experți, deseori periclitându-și întreaga sănătate. Treburi mult mai importante pentru ei sunt neglijate. Până atunci erau importante, acum devin neglijate. Relațiile de familie sunt neglijate. Uneori relațiile de servici sunt neglijate în favoarea exersării organismului până la limite foarte mari. Din cele 10 dependențe enumerate, să ne ocupăm astăzi doar de câteva și să analizăm efectele și eventual mecanismele prin care acestea se produc. De asemenea, vom menționa și câte ceva cu privire la soluții, problematica fiind mult prea complexă pentru acest cadru. Prima dependență, alcoolul. Fiind o sursă de mare energie, alcoolicul dislocă alte surse de energie care provine, de fapt, din principalii nutrienți. Și dacă ai consumat alcool, ai suficientă energie și nu te mai duci să mai mănânci. Prin lipsa acestor nutrienți se produce o malnutriție primară, adică un aport redus sau chiar absent. Complicațiile gastrointestinale duc la un deficit de absorpție a unor nutrienți, așa numită malnutriție secundară. Aport satisfăcător, se mănâncă suficient de mult, dar absorpția este redusă din cauza efectelor alcoolului asupra organelor Specializate în absorpție. La acestea se adaugă apoi vărsăturile, anorexia, adică absența poftei de mâncare, care presupun pierderi suplimentare de nutrienți. Iată în continuare câteva dintre efectele consumului de alcool. Creșterea în greutate. La unii am spus că alcoolul aduce energie, calorii multe. 2. Creșterea trigliceridelor serice. 3. Hipoglicemia. 4. Scăderea nivelelor de vitamine. Vitamina A, E, D, B1, B2, B6, acid folic, scăderea magneziului în ser și în țesuturi, ceea ce predispune la aritmii cardiace și la leziuni organice, pentru că magneziul joacă un rol central în peste 300 de reacții chimice din corp. Scăderea zincului, atât în ser, cât și în țesutul hepatic, ceea ce poate crește riscul de carcinogeneză, adică producerea cancerului. De asemenea, alcoolul crește tensiunea arterială, crește riscul pentru accidentul vascular cerebral hemoragic, iar în doze mari și pentru accidentul vascular cerebral ischemic. El poate duce la steatoză hepatică, la hepatita cronică alcoolică și la ciroza hepatică toxică, toxică etanolică. Alcoolul crește eliminarea calciului și scade absorpția intestinală, diminuând densitatea osoasă, afectând în felul acesta dezvoltarea sistemului osos, afectând chiar dezvoltarea intrauterină a fătului acelei mame care bea, se cheamă sindromul alcoolic fetal, și ducând și la defecte la naștere. Alcoolul predispune la accidente casnice, la accidente de muncă, accidente rutiere, precum și la acte de violență, inclusiv crime și violuri. Nu în ultimul rând, alcoolul este un factor important de risc în producerea cancerelor de cavitate bucală, faringe, laringe, esofag, ficat, colon, rect, sân și plămân. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății, Dieta, Nutriția și Prevenirea Bolilor Cronice, recomandă Consumul de alcool din țările industrializate trebuie redus la 4% din totalul energiei zilnice. Abuzul de alcool, spune OMSul, Trebuie eliminat, iar în țările în care alcoolul nu este un comportament social stabilit sau nu este acceptabil, este de dorit, spune OMS, ca abstinența să fie menținută. Alcoolismul este o boală incurabilă. La cursurile despre dependența de alcool am învățat, odată alcoolic, toată viața alcoolic. Singura posibilitate de a deveni un alcoolic abstinent este o constituire a unei terapii, cu, în urma unei terapii, cu un alt aderarea la grupul de suport al alcolicilor anonimi cu parcurgerea celebrilor 12 pași de vindecare, singura șansă de a deveni din alcolic, practicant, un alcolic abstinent. Dar alcolicul învață cu acea ocazie că oriunde ar merge, el trebuie să se considere alcolic. Și când trece prin fața unui restaurant sau unui bufet, mai bine... Traversează pe partea cealaltă și merge pe partea cealaltă pentru că el este totdeauna sensibil la această tendință de a relua consumul de alcool. Acești pași, cei 12 pași, au o profundă conotație religioasă. Acești pași de desmulgere din ghearele acestei dependențe, în esență, acești pași sunt aceiași cu procesul de regenerare spirituală care apare atunci când omul îl regăsește pe Dumnezeu. Fumatul. A doua dependență. Fumatul este responsabil pentru aproximativ 4 milioane de decese în fiecare an. 11.000 în fiecare zi. Fumarea unei singure țigări scurtează viața cu 7 minute. Fumătorii trecuți de 30 de ani suferă de 5 ori mai multe infarcte miocardice decât nefumătorii. Fumatul produce aproximativ 30% din decesele prin cancer. Aproximativ 90-95% din decesele prin cancer pulmonar la bărbați și 70-75% din decesele prin cancer la femei se datorează fumatului. În România, fumatul omoară 33.000 de persoane pe an, cât populația orașului Fetești sau a orașului Sighișoara. În fiecare an mor. Peste 70% dintre aceștia mor. În intervalul de vârstă 35-69 de ani. Niciun alt produs nu duce la decesul mai multor persoane decât fumatul. Consumul de tutun face mai multe victime decât sida, drogurile, accidentele rutiere, crimele și tentativele de suicid, toate la un loc. Nicotina conținută în țigări este cea care induce dependența tabagică. Caracterizată prin toleranța organismului la tutun, dorința persistentă de a fuma, încercările repetate de a renunța la fumat, soldate cu eșec și necesitatea obținerii efectului psihoactiv, stimulant al țigării. Într-o țigară stinsă există aproximativ 3.000 de substanțe chimice, în timp ce într-o țigară aprinsă există 4.000 de substanțe chimice, din care peste 60 sunt cancerigene produc cancer, conform American Cancer Society. Efectele minore ale fumatului sunt arare ori menționate. Impotența, infertilitatea, declinul inteligenței, scăderea imunității, cariile, gingivita, halena, mirosul acela fetid al respirației, apariția ridurilor, îngroșarea și îngălbenirea pielii, îngroșarea vocii. Efectele majore ale fumatului includ Favorizarea bolilor pulmonare cronice obstructive, cum ar fi BPOC-ul, enfizemul pulmonar, bronșita cronică. Pe de altă parte, consumul țigărilor a fost asociat de asemenea cu o incidență crescută a infecțiilor respiratorii și deceselor cauzate de pneumonie și gripă. Doar pentru că ești fumător, mor mai repede într-o epidemie de gripă. Creșterea riscului bolii coronariene contribuind atât la apariția aterosclerozei coronariene, cât și la evenimentele coronariene ischemice, cum ar fi infarctul miocardic, evenimente trombotice, pe lângă cele ischemice și chiar aritmii. Fumatul agravează ischemia periferică. El poate afecta grefele de bypass periferic și este o cauză importantă a bolilor cerebrovasculare. Fumatul este responsabil în proporție de 85 până la 90% de apariția cancerului bronhopulmonar. Fumatul este un important factor de risc și pentru alte tipuri de cancere. Să vedeți câte tipuri de cancere este capabil fumatul să producă. Cancerul de cavitate bucală, cancerul de faringe, cancerul de laringe, cancerul de esofag, cancerul de pancreas, cancerul de vezică urinară, cancerul de rinichi, cancerul de stomac, cancerul de coluterin. Fumatul este un factor de risc pentru instalarea mai devreme a menopauzei la femei. Fumatul în timpul sarcinii poate afecta dezvoltarea fătului, acesta cântărind mai puțin decât nou-născutul unei mame care nu fumează. În plus, el crește riscul de avort spontan sau deces al fătului. Pe lângă toate acestea, în momentul în care dorești să abandonezi fumatul, mai apare un efect nedorit, și anume sindromul de sevraj la nicotină. Care cuprinde atât tulburări fizice cât și tulburări psihice. Simptomele acestea de mai sus apar la 2-3 ore după ultima țigară, acele tulburări, și ating un apogeu cam la două-trei zile după aceasta. De aceea, dacă ai trecut de ziua a treia în abandonarea fumatului, aproape că ai o victorie garantată. A treia dependență despre care vreau să vorbim astăzi este dependența de sex. În viziunea creștină, Sexul este un suport biologic al unei relații durabile între două ființe extrem de diferite, bărbatul și femeia. Un mod de exprimare a dragostei între cei doi. Și nu în ultimul rând, un mijloc de perpetuare a speciei umane. Există două boli ale sexului, la fel de grave și având foarte probabil aceeași etiologie. Dependența sexuală și. Anorexia sexuală, adică lipsa autoindusă a apetitului sexual. Dacă am analizat problematica acestor două anomalii, am descoperit împreună cu psihologul Patrick Carnes că dependența sexuală, citez, nu este o problemă a sexului, cât este o problemă care ține de evitarea durerii, care ține de fuga de realitate sau de reducerea anxietății. Această problemă este. O soluție, așa este privită ea de către dependent. Dependența sexuală este un comportament sexual compulsiv care interferă cu un stil de viață normal, producând un stres important familiei și prietenilor celui afectat cu efecte negative, inclusiv asupra activității profesionale. Dependența are cele două componente ale oricărui sindrom compulsiv-obsesiv. Și anume, 1. Obsesia care subliniază preocuparea mentală dominantă de care cel obsedat nu se poate desprinde, în cazul de față cu privire la sex. Și doi, a doua trăsătură, compulsia, adică acel comportament specific pe care persoana respectivă nu și-l poate reprima. În cazul de față, comportament cu conținut sexual. Ca toți dependenții, persoanele cu adicție sexuală își organizează viața în jurul stilului lor de viață adictiv, care dă dependență. Sensul devine o prioritate mai mare spre relația sexuală decât spre familie, decât spre prieteni, decât spre muncă. Cei dependenți sunt dispuși să sacrifice persoane, idealuri, carieră, timp pentru a-și exprima comportamentul lor dezechilibrat și adesea imoral. Comportamentele sexuale, anormale sau nu, ajung să controleze viața persoanei. Masturbația compulsivă, contacte sexuale fie intramaritale, fie în varianta aventurilor extramaritale, pornografie, prostituția ca și profesie sau ca și servici la care se apelează, exhibiționismul, voiorismul, convorbire erotice, telefonice, hărțuire sexuală, incest, viol și molestarea copiilor. Caracteristic este că aceste comportamente sunt imposibil de controlat fără o intervenție de specialitate, cuplată adesea cu asistența spirituală a unui pastor sau preot. Dependența sexuală este o sursă de sentimente de vinovăție și rușine. La celălalt pol, cel mai adesea fiind o fază mai tardivă a aceleiași boli, anorexicul sexual este dominat din punct de vedere fizic, mental și emoțional de nevoia incontrolabilă de a evita sexul. Ca și cei care practică greva foamei, diete ultra-restrictive sau chiar strânsul banilor pentru niciun alt scop decât cel în sine și deprivarea de sex a anorexicului sexual îi oferă senzația de putere, de control și imunitate împotriva oricărei nenorociri posibile asemănător cu cei care își induc euforia prin droguri, jocuri de noroc sau mâncare prea multă sau prea puțină, preocuparea cu evitarea sexului, a anorexicului sexual, pare să estompeze problemele realității din jurul său. Obsesia aceasta poate deveni un mecanism de compensare pentru a face față stresurilor cotidiene, cu prețul anihilării unei părți a sinelui biologic, psihic și social. Ambele boli, atât dependența, cât și anorexia sexuală, prezintă ca simptom aceeași distorsiune a gândirii și aceeași luptă agonizantă de a obține și a menține controlul asupra vieții personale și a altora. Ambele au la bază același dispreț de sine și alienare profundă. Diferența dintre dependenți și anorexii constă în mijlocul prin care cei doi încearcă să obțină același control. Combinația Farmacoterapie, adică medicamente, plus terapie comportamentală este idealul în abordarea acestei adicții de tip obsesiv-compulsiv. Ca și la alcoolici, procesul spiritual al regăsirii credinței veritabile oferă un sprijin salutar celor dependenți. Soluția cea mai bună, însă, este prevenția. Prin asigurarea unui climat de confort fizic, emoțional, spiritual și social, încă din cea mai fragedă copilărie și dezvoltarea pe parcurs a unor preocupări înalte care să deplaseze centrul atenției de la sinele egocentrist grevat de multiple riscuri de decompensare către binele celuilalt. La început, un alt membru al familiei, iar ulterior, jumătatea mai bună a sinelui. Nu? Știți, până când moartea ne va despărți. A patra dependență. Dependența de droguri. Pentru că în România media de vârstă a consumatorilor de droguri ilegale a scăzut de la 20-25 de ani la 15 ani, cea mai mare teamă a oricărui părinte este legată de posibilitatea ca propriul său copil să ajungă dependent de vreunul dintre aceste droguri. Clasificarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru dependența de droguri recunoaște următoarele categorii. 1 opiaceele naturale și sintetice, morfina, heroina și metadona. Morfina este un analgezic natural, foarte puternic, extras din semințele de mac. Ea se folosește în special pentru calmarea durerilor din cancerul terminal. Heroina este un opiaceu sintetic, nu-i natural ca și morfina. Ea produce o euforie, o ușurare de povarea sufletească, de anxietate, de indispoziție, de depresie, de stres și stimulează imaginația și spiritul creator, producând o visare cu ochii deschiși, o călătorie în lumea imaginarului, metadona, în schimb, este și ea tot un opiaceu sintetic, dar ea se folosește în doze descrescânde pentru a trata dependența de heroină. A doua categorie de droguri. Barbituricele, tranquilizantele și alcoolul. Aceasta este toxicomania oamenilor săraci și bătrâni. Barbituricele, numite și hipnotice, reprezentantul principal al clasei fiind fenobarbitalul. Ele nu dau euforie, barbituricele, dau doar somnolență. Tranquilizantele sunt foarte răspândite. Unele favorizează somnul, cum este diazepamul, dar cu alte tranquilizante poți să conduci și mașina. Iată, medazepamul, se mai numește ansilan, rudotel. Dependenții de barbiturice se tratează cu tranquilizante și invers. Cocaina. Întrucât se folosește în medicină la anesteziile de suprafață, cei mai expuși riscului de dependență sunt cei care utilizează cocaina. Personalul medical din sfera oftalmologie, orele, stomatologie. Ea dă euforie cocaina, dar cu dinamism, cu energie. Marihuana. Ea este un drog mai slab, unii susținând că nu este mai euforizantă decât băuturile gen Coca-Cola. Atenție! Ea este folosită mai ales în țigări de marihuana, stimulând plăcerea, dar nu și ambiția. 5. Amfetaminele. Ele sunt niște psihostimulente care te fac să te simți mare și puternic. Ele produc o stare de excitație asemănătoare cu schizofrenia paranoidă. Faceți loc să treacă cel mai tare. Sevrajul produce psihoze confuzionale, deliri, halucinații. Anorexigenele, adică acele medicamente de slăbire uh, care se folosesc în curele de pierdere în greutate, pot să conțină amfetamine. Și ele, în felul acesta, anorexigenele, pot produce dependență datorită amfetaminelor. LSD-ul este un produs terapeutic pentru schizofrenia cronică apatobulică, provoacă o psihoză experimentală cu risc crescut de agresivitate. 7. Tutunul. El oferă o stare de euforie, dar de scurtă durată, maxim 30 de minute. Credeți că degeaba sunt 20 de țigări într-un pachet? Nu. S-a calculat că omul are cam 10 ore timp în care să fumeze pe zi. Și atunci cine vrea să-și vândă marfa a împărțit. Jumătate de oră durează efectul unei țigări, în 10 ore, 20 de țigări. Dar sevrajul de la nicotină nu împinge la agresivitate. 8. Cofeina. Este substanța psihoactivă favorită, numărul 1 în lume. Doar petrolul se vinde în cantități mai mari decât cafeaua. Cofeina se află și în compoziția majorității băuturilor răcoritoare, și mai ales în băuturile energizante. Cafeaua dă dependență de la trei cești în sus. Efectul este minor, asemănător cu cel de la amfetamine. Deci este un efect psihostimulent sau psihostimulant, cum se mai spune. Se mai numește și toxicomania gospodinelor. Ea acționează prin stimularea sistemului nervos central, a inimii, a mușchilor scheletici și a secreției gastrice acide. Cofeina se absorbe rapid, atingând un vârf după o oră de la administrare. Ea ajunge în toate țesuturile și lichidele corpului, inclusiv în laptele matern. Iată de ce nu trebuie să bea cafea o femeie care alăptează. Ea dă aritmii cardiace, dă tahicardii, care sunt resimțite prin palpitații, dă nervozitate, dă agitație psihomotorie, dă anxietate, dă insomnie, dă înroșirea feței. Ea dă diureză crescută, urinare crescută, spasme musculare, fugă de idei și simptome de sevraj la întreruperea consumului. 9. Substanțele etnobotanice. Foarte în vogă asta. Ele sunt substanțe psihoactive, având ca efecte stări confuzionale, pierderea identității, halucinații, diminuarea atenției, toate combinate cu efecte adverse: cum ar fi durerea de cap cefalea, anxietatea, amețelile, confuzia, atacuri severe de panică, creșterea frecvenței cardiace, a tensiunii arteriale și a temperaturii corpului. În anul 2009, peste 1300 de persoane, majoritatea tineri, au solicitat asistență medicală după ce au suferit intoxicații grave cauzate de consumul de plante etnobotanice. Studiile indică o trecere într-un timp relativ scurt de la consumul de droguri ușoare, cum ar fi cannabis, marihuana, substanțele etnobotanice, la consumul de droguri tari, cum este heroina, cum sunt drogurile celelalte de sinteză. Prima întrebare în psihopatologie, spune profesorul de psihiatrie Aurel Romil, este dacă toată lumea este vulnerabilă la drog sau numai anumite persoane. Studiile au arătat că este vorba despre persoane mai dependente social, spune dumnealui, mai infantile, mai dizarmonice, cu un psihic mai slab. Vă aduceți aminte ce spunea tânăra din uh, interviurile de la început? Oamenii slabi sunt dependenți. Oameni, de fapt, care nu au destulă încredere în ei înșiși. Mediul social joacă și el un rol favorizant. Solitudinea, emigrația, grupurile minoritare, prejudecățile sociale sau chiar rasiale, toate acestea produc o stare afectivă neplăcută care cere o compensare, cel mai la îndemână fiind alcoolul sau drogurile. De cele mai multe ori, anturajul joacă și el un rol decisiv. Trage și tu odată, nu se întâmplă nimic. În concluzie, dependențele noastre înrobitoare sunt ale noastre de ce? Pentru că fie ne regăsim în vreuna din aceste categorii, fie avem pe cineva apropiat care suferă în prezent de vreuna din aceste dependențe, care este de fapt o boală incurabilă, transformându-ne și pe noi adesea în codependenți, care avem nevoie de un ajutor similar ca și cei dependenți. Oricare ar fi însă substanța consumată sau obiceiul incorporat în stilul nostru de viață, toate acestea duc la o deteriorare cel mai adesea inconștientă a corpului nostru, a minții noastre, a sufletului nostru, adică a acelor comori care sunt închise în această frumoasă casetă de valori care este organismul uman. La încheiere, dacă aveți vreo întrebare, și vă stau la dispoziție cu mare plăcere cum ar putea o persoană să se lasă de fumat și care ar fi pașii care conduc la Mulțumesc. aceasta. Într-adevăr, fumatul este foarte răspândit. Unii fumători au capacitatea de a învinge fără probleme acest obicei. Cu ocazia unei afecțiuni respiratorii intercurente, da, au răcit. Cu ocazia unui sfat medical competent și apăsat, Pur și simplu, unii se trezesc într-o dimineață cu o inspirație de sus și nu mai fumează. Majoritatea, însă, au dificultăți în ruperea legăturilor sociale și emoționale asociate fumatului, dar și cu starea de mizerabil pe care ți-o induce sindromul de sevraj, acela cu componenta psihică și fizică. Pentru aceștia există mai multe surse de sprijin, oficiale și neoficiale. În primul rând, linii telefonice gratuite de contact cu specialiști în programe de renunțare la fumat sau linii de contact cu alți fumători care au trecut examenul abandonării tutunului, acestei dependențe, cam în ceva în genul alcoolici anonim. În al doilea rând, asociații de luptă împotriva cancerului sau cele de prevenire a bolilor cardiovasculare, diferite cluburi de sănătate sau chiar biserici, au programe sociale și de sănătate preventivă care adesea sponsorizează această încercare de abandonare a fumatului. Apoi, pe lângă aceste linii telefonice și aceste uh, organizații, există familia și prietenii. Familia este de regulă mai mult decât binevoitoare să încurajeze, să inițieze un plan logic de abordare a unor probleme atât de spinoase. Iar prietenul adevărat, Acum, la nevoie, se cunoaște. În al treilea rând, programe organizate de abandonare a fumatului. De exemplu, planul de 5 zile sau planul adio-țigări sau expo-sănătate. Sunt de preferat acele programe ale căror ședințe durează minim 20-30 de minute, cuprind minim 5 până la 7 ședințe și se întind pe parcursul la cel puțin 2 săptămâni. Terapia medicală este și ea un pilon important în sprijinirea celor care doresc să abandoneze. De exemplu, se folosesc plasturii cu nicotină, se folosesc apoi unele antidepresive, cum este bupropionul sau alte medicamente, și de obicei combinația între aceste metode este și mai eficientă. Cam aceasta se poate face pentru fumători? Dacă mai aveți vreo întrebare. Am un prieten care este obsedat de jocurile de noroc. Am putea spune că este dependent de acestea? Mulțumesc! Jocurile de noroc, considerații religioase, morale sau economice au dus at la atitudini diferite de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, de la acceptarea și până la interzicerea jocurilor de noroc. Morala creștină condamnă orice act în urma căruia unul va câștiga pe cheltuiala sau socoteala sau spatele celorlalți. Conform statisticilor, ne putem imagina jucătorul ca fiind bărbat. Cu vârsta peste 30 de ani, aparținând clasei sociale de mijloc, adesea acesta consumă alcool, consumă droguri. Iată care ar fi câteva trăsături ale celui care este dependent deja de jocurile de noroc. Incapacitatea progresivă de a controla comportamentul în detrimentul pierderilor financiare, relaționale. 2. Nevoia de a juca sume din ce în ce mai mari pentru a atinge aceeași stare de excitabilitate. 3. Jocul aduce cu sine o stare euforică, iar imposibilitatea de a juca determină fenomenele de sevraj despre care am vorbit. 4. Existența unor preocupări persistente în ceea ce privește jocul. Planifică, imaginează modalități, caută bani, găsește soluții. Jocul apoi este privit ca o modalitate de a scăpa de probleme sau de a diminua sentimente precum vinovăția, anxietatea, depresia. Descurajarea. Pierderea unei sume de bani este urmată de un nou joc, cu credința că sigur de data aceasta voi recupera. Cei din jurul jucătorului sunt mințiți în legătură cu amploarea pierderilor. Adesea apar comportamente ilegale în încercarea lor de a face rost de bani, banii de joc, sau pentru a-și acoperi pierderile pierderea de oportunități profesionale sau a jobului, apare și aceasta în final. Aceste persoane nu cer ajutor, pentru că de cele mai multe ori nu consideră că au o problemă. Ei cred că se pot lăsa singuri de acest joc de noroc oricând ar vrea. Medicația care se folosește la tratarea acestei dependențe de jocuri este aceeași ca și în cazul dependenței de alcool, întrucât aceasta are rolul de a bloca receptor pentru dopamină din creier, un neurotransmițător care dă această stare de bine. Dacă mai există vreo întrebare. Care sunt indiciile la persoanele care consumă droguri? Mulțumesc! Cum putem deci recunoaște pe cineva care deja este consumator de droguri? Iată câteva indicii. Schimbarea bruscă a comportamentului cuiva. Treceri fără motiv, de la veselie la tristețe. Și unor înapoi la veselie uneori chiar cu agresivitate neobișnuită. 2. Pierderea apetitului alimentar. Oamenii nu mai au poftă de mâncare. Au ochii injectați, au pupilele fie miotice, adică strânse, punct negru în mijloc, fie midriatice, adică largi, în funcție de drogul pe care îl consumă, bineînțeles. Pierderea gradată a interesului pentru școală, pentru muncă, pentru hobby-uri, pentru sporturi, pentru prieteni. Apoi stări de somnolență și apatie sau oboseală excesivă fără o cauză aparentă. Cheltuiele apoi, excesive, dispariția banilor din casă, a unor obiecte chiar de valoare din casă pe care ei le sustrag, le vând și își procură banii de droguri. Pete neobișnuite, mirosuri ciudate pe piele sau pe îmbrăcăminte, mestecarea de gumă pentru mascarea mirosului pe care îl produce consumul drogului. Sau în final, schimbarea grupului de prieteni. Vedeți că deodată au alți prieteni. Tendința de tăinuire a acestor prietenii, folosirea unui jargou, care este diferit de limbajul anterior. Iată cam acestea ar fi câteva simptome. Mâine seară vă invităm la ultimul episod din trilogia Începe să trăiești sănătos. Vom încerca să răspundem la întrebarea dacă pot fi prevenite bolile civilizației și care este cheia prevenirii lor. Vă mulțumesc pentru atenția din seara aceasta, pe mâine seară. În speranța că sfaturile oferite v-au fost de mare ajutor, vă invităm să rămâneți cu noi și pentru mâine seară la aceeași oră și vă rugăm să nu ratați ultima prezentare medicală cu titlul Bolile civilizației. Vă așteptăm cu drag și vă invităm să ne vizitați pe site-ul deja cunoscut www.ncepesetréesť.ro. Sunt Cornel Dărvășan. La revedere! Osebită considerație, vă spunem bun venit din nou la programul Începe să trăiești. Suntem la a doua seară de sănătate și poate vă întrebați de unde vine preocuparea noastră pentru acest subiect. Biserica Adventistă de ziua 7 are în subordine aproximativ 700 de spitale și clinici medicale, sanatorii în care se promovează un stil de viață sănătos. Printre cele mai importante instituții ale bisericii se numără Spitalul din Loma Linda, California, precum și Spitalul din Florida, ambele din Statele Unite ale Americii. Clima, locație, un monument de pace și odihnă. Cele mai importante analize medicale, care la începutul curei pot fi foarte îngrijorătoare, la sfârșitul unei perioade de tratament pot reintra în limitele normale. Tehnici de masaj, relaxare, drumeții, Consiliere spirituală, o alimentație vegetariană, vor face ca sănătatea dumneavoastră să fie repusă în drepturi. Nu ezitați când aveți ocazia să vizitați aceste centre de sănătate care oferă românilor o nouă perspectivă asupra vieții. O abordare hotărâtă în a face ceea ce este bine ne este oferită și prin piesa muzicală Sunt hotărât interpretează trioul vocal feminin Nobles, compus din Evelina și Lorena Manea, Ramona Ghioaldă, iar la pian, Anda Moldovan. specializate în pionierat medical, atât în tratamentul cancerului, cât și al altor boli care lovesc în societatea noastră. Sistemul Adventist de Sănătate se remarcă în mod deosebit prin rezultatele excelente în ceea ce privește respectarea unui regim de viață sănătos și prin descoperirile științifice care au adus în centrul atenției alimentația vegetariană și longevitatea. Ca o paranteză pot să vă spun că tot ceea ce avem astăzi pe piață care uh, se pot uh, așeza sub denumirea de fulgi. Provin de la medicul adventist pe vremea aceea, Kellogg. Și puteți citi pe fiecare dintre aceste pachete, Kellogs. De curând, reviste celebre ca National Geographic au prezentat studii profunde care au inclus între populațiile cele mai longevive ale lumii printre altele și pe adventiștii de ziua 7 din California. Acest stil de viață a ajuns și pe teritoriul românesc. Sanatorul de la Hergelia, din județul Mureș, este așezat într-o zonă extraordinar de frumoasă, ferită de poluare, pentru ca această oază de liniște și frumos să fie de dorit pentru fiecare dintre noi. Tehnicile moderne și filosofia adventistă de viață au reușit ca de la deschiderea lui până azi să trateze foarte mulți români care vin pentru câte o perioadă de 10 zile la tratament, timp în care valorile crescute ale colesterolului scad și multe simptome de boală sunt ameliorate. Pentru că în medicină a preveni este mai ușor decât a trata, Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă Hergelia învață pe oameni că beneficiile mișcării ale alimentației sănătoase și ale altor practici comune și la dispoziția tuturor pot fi reale ajutoare în lupta cu boala. De asemenea, în acest loc se poate renunța și la fumat, prin consiliere de specialitate, prin cursuri deosebite și prin procedee care au un mare succes sub supravegherea unui personal calificat. Un alt loc extraordinar despre care vrem să vă vorbim în această seară pe care vi-l recomandăm este și Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă de la Podiș, județul Bacău. Localizat de asemenea într-un mediu natural, vă sunt puse la dispoziție cele mai moderne descoperiri medicale în ceea ce privește profilaxia și tratamentul unor afecțiuni. Condițiile de cazare la cele mai înalte standarde, precum și amabilitatea personalului care lucrează aici, fac din această...